Salut, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou episod din GTA 4. Astăzi, bine, după cum știți, ne-a sunat Ray Bocino să ne solicite o întâlnire cu el, dar poate mai târziu, după misiunea lui Patrick. Să vedem despre ce e vorba. Dacă e misiunea aia cu Jaful, trebuie să mă îmbrac frumos. Știut eu, e misiunea aceea cu Jaful. Alți 27 de dolari aruncați degeaba. Bun. Să sunăm pe Roman, că ne trebuie un taxi de la el. Doamne, cât sloviți sunt. Taximetriștii ăștia sunt grăbiți? Foarte grăbiți. Bun. Nu am timp uneori să postez clipurile la momentul potrivit, așa că mă gândesc să postez de sâmbătă și duminică. Deci în fiecare weekend o să vedeți câte un video cu GTA 4. Poate că luni, marți le filmez, după care sâmbătă, duminică le postez. Sunt foarte ocupat astăzi. Și liceu, de când e chestia cu online-ul și de când țara e în pandemie. Da, Relief Cover. Ho-ho! These are my two brothers. Well, two of my brothers. Two of the counts. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in a struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Whoa. Jerry's the man. And you remember Michael St. Michael? Yes. It's nice to meet you. He goes a trip, man. Oh. The man through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. Bun. Dar e mașina. Și... de toate, o să mă duc să cumpărăm niște arme, apoi mergem să facem Jaful la bancă. Let's do this.
civilians, while Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any bomb. PE4, n-am auzit de bombe din astea. So they should be washable. Oh, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is going to give me when I snort up a line of chop through one of them notes. First, you're a fucking charmer, Patrick. Second, it's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? And Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got three eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. Așteptați-mă, băieți, că trebuie să-mi fac aprovizionarea. Avem tot ce ne trebuie. Unde ne-am parcat mașina? Uite aici. Opri radio că nu. Să nu fie o melodie la care
aș putea să-mi iau copyright strike. Bun, suntem în Chinatown. Și acolo e ceva... ceva magazin de arme, nu contează. Ho-ho! Să înceapă distracția! Bun. Deschide ușa! Deschide ușa! A venit să vă furăm banii! Get on the floor! Now! But sir, you too! Okay! Și tu! La pământ, toată lumea! Nimeni nu... Nimeni să nu facă o mișcare! Hei, asta mi-amintesc! Cred că așa începe misiunea din The Ballad of Gaetani. Michael! S-a dus! Hai să luăm banii! Hai să luăm cașul. Bun, am luat cașul. Adică mălaiul. Fiecare care sacul lui de mălai. Ups. Să pe aici. Nu mă
mă prins voi pe mine polițailor. Nu mă puneți voi pe mine la pământ atât de ușor. Bă, no, this is not. Pizza.
Roza, un anihilator. Ceva de făcut. Glumeam. Mai bine mă duc după ei. Ah, firai. Trebuia să arunc o grenadă înainte de toate. O să fie o pierdere de timp. Charge rigged up to your phone. Had a bit of trouble with that. Couldn't find a pager to rig the blasting camera.
into proceedings the most willingly? I was just saying how I do what you said, Packy. No need to get abusive. There was no need for a brother and sister to get married, but your parents did that, and now you're here. I can think of one reason they didn't get married. They were so ugly that no one else would have them. Nothing like a sibling's love, eh, Derek? Nothing like it. Nothing could make me love Francis, though. Fucking Cranky. He'd be pissed if he could see us now. Bun, nu mai repet greșeala de la metrou și o să fiu precaut. Tot m-am dus prostește în față și nu mi-am dat seama că ăștia mă vor prinde cu garda jos. Bun. De data asta nu mă mai prind cu garda jos. O să mă prindă de data asta cu garda ridicată. Atunci o să vedem cine mai este cu garda jos. Bun, sărim peste. Get down to Valut. Da, să luăm... Bonetul. We just want to take the bank's money and get out of here.
Bun, repetăm același lucru. Aruncăm mașinile poliției în aer. Acum nu e o misiune, e luptă pe viață și pe moarte. Până la ultimul cartuș.
Da, screw you! Mori! Mori, mă, mori, mori! Ce idee, să fugi printre șinele de tren. Bun, că am scăpat de următorii polițiști. Sau mai degrabă buncărul. Momentan acolo stăm. Nu cred că se mai termină.
N-avem nicio grijă, putem repara mașina. Să fie cât mai safe. Și șaful ăsta din Liberty Bank sau da, cam așa se numește, Bank of Liberty, va fi menționat în GTA 5. Bă, polițai, sper să oricum nu ne vede. Hai să-i depășim. Cred că în Palitoscore cred că va fi menționată misiunea asta. Cu jaful la bancă din Liberty City. Am ajuns în Meadows Park. Hai să sunăm pe român și să zicem de Jaf. Thank you.
Hai să mergem la Sino Time. Adică la vila lui Playboy, acolo o să salvăm și acolo ne schimbăm de haine. Cine ne sună? Oricum a ratat apelul. Oricum ne sună mai târziu. Păstra șapca rusească. Bun, șapcă. Ceva mai modern. Du-te la training. Îți pun blugii. Deci rămâne așa. Și cam atât și pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Pe lângă butonul de subscribe, nu uitați să apăsați și pe acest clopoțel ca să fiți la curent cu ce videoclipuri vor ieși pe canal. De mâine, adică duminică, o să postez din nou. Deci ne vedem mâine. Ciao!